2000 de voluntari au contribuit la curățenia generală a județului Dâmbovița. Primăriile, cadre didactice și elevi din unitățile de învățământ, instituțiile pentru protecția mediului, au colectat mai bine de 13.000 de saci de gunoaie. Printre voluntari s-au aflat și reprezentanții Partidului Social Democrat Târgoviște. PSD Târgoviște s-a raliat acestei inițiative și cred eu că am făcut o treabă foarte bună. Cred că au fost în jur de 80-100. Din partea PSD? PSD Târgoviște, numai PSD Târgoviște, ne-am strâns la sediu, ne-am organizat și am ieșit la această acțiune de ecologizare și sperăm să fie numai începutul unui proces mai îndelungat și mai substanțial de ecologizare a orașului. Și anul acesta și jandarmii dâmbovițeni au participat la acțiunea de curățenie a arealelor naturale din zona Mănăstirii Dealu. Totodată, 100 de țări din întreaga lume vor organiza o zi de curățenie generală până pe data de 12 octombrie, pentru a contribui la protejarea naturii și refacerea ecosistemului, potrivit site-ului oficial Let's Do It Romania.